G. de la Gugiumeni. Falsă monografie. Dedic această carte fiilor mei Jean-Luc și Paul Radu ca să deprindă viața la sară, versiune 2000+. Avertisment. Pe vremea avai atât de îndepărtată pe când eram elev de liceu, am descoperit, răscolind prin biblioteca părintelui meu, o broșură relativ firavă, între coperțile căreia se lășuia o monografie a orașului meu natal. Eram pe cale să trec mai departe când am remarcat, scris cu litere aproape minuscule, numele autorului. Era tata. Am lăsat în plata domnului temele de algebră, o analiză matematică pentru a doua zi, și m-am cufundat în lectură. Era lucru făcut cu seriozitate și acribie, dar și cu mult har. Dovadă? Monografia fusese primiată de tineremea română și a fost republicată recent, la 80 de ani de la apariție. Tata era foarte zgârcit la vorbă când subiectul privea feluritele lui fapte de arme. Așa că nu m-am îmbulzit cu întrebările. Mi-am promis însă, cu naivitatea oricărui adolescent, să fac și eu într-o bună zi o ispravă asemănătoare, cu rezultate chiar și mai bune. Cartea aceasta este o dovadă a faptului că am eșuat în tentativa mea. Dar nu regret. Iartă-mă, tată, pentru nesăbuință. Gugiumeni, locuri și oameni Este inutil să căutați vestigii materiale, ori și mai și documente din categoria urice și ucazuri, care să dovedească vechimea de veacuri a acestui sat culcușit între dealuri, pe un mal de ialomită. Locuitorii nu au vocația de scormonitor cu pata la mal la mână, așa că singurele săpături care s-au făcut, se fac și se vor face, au trei destinații. Harcaua, adică temelia casei, puțul cu apă pentru oameni și dobitoace deopotrivă și, în fine, sălașul de vece al părinților, într-unul din cele două cimitire spre care răposații urcă însoțiți de alai mare, de cântece de popă și urmăriți de privirile curioase ale unor gură cască de ocazie care scapă câte un Dumnezeu să-l plin de evlavie sau pur și simplu scuipă în sân cu speranța secretă că rândul lor va veni cât mai târziu, dacă se poate, chiar la urmă de tot, precedând, desigur, Sfânta Înviere. Oricum, la marginea domiciliului de veci, după ce racla cu mortul a fost bine acoperită cu pământ, preotul aruncă în stânga și dreapta fum de tămâie din cădelniță, iar din adâncul bojocilor, în demnul creștinesc și izbăvitor, să trăiți, să-l pomeniți. Oamenii din Gugiumeni sunt ființe cu frica lui Dumnezeu și cu mare ascultare de vorba lui transmisă de popă. Așa se face, că la ieșirea din Țintirim, întristatul cortegiu, cu excepția rudelor, se îndreaptă, călăuzit de deviza morții cu morții, vii cu vii, spre cârciuma lui Joie, ca să-l bârfească după strămușescul obicei pe cel luat la Domnul, să deplângă condițiile de trai care ne sunt date nouă. Amărâților de încă trăitori pe acest pământ, și în cele din urmă să o facă lată până hăt încolo în crucea nopții. După care, drept și o iau și ei cum pot spre casă, și dacă este adevărat că, după un număr oarecare de pahare, o persoană folosește pentru deplasarea ei trei cărări, atunci nu este de mirare că la gujumeni infrastructura rutieră este bine și amplu ramificată. Dar nu și asfaltată va sări deodată ca ars cine știe ce cârcătaș. Îl lăsăm să bombăne în legea lui, nu avem încă vreme să ne aplecăm asupra activității autorităților locale. Fiți însă pe pace, cu tot respectul pentru democrație și adevăr, vom consacra un capitol special al acestei cărți analizei în chestiune. O monografie litografiată, pe care mi-a dăruit-o la venirea mea pe aceste meleaguri un amic cu cioc și convingeri liberale, informează onor cititorul că în comuna Gugiumeni trăiesc circa 3000 de suflete. După lectura acestui anunț, sunt convins că percepția dumneavoastră despre Gugiumeni s-a schimbat în mod radical. Satul, așadar, de numele unei comune, Figurând în statistici ca o modestă, dar demnă subdiviziune administrativă a județului Dâmbovița. Spre a le conferi rangul de comună, gugiumenilor li s-au alăturat două alte sate: Dealutare, dincolo de apă, pe șoseaua care de bine de rău te duce la Sinaia, și Valea Păuzii, aruncat undeva după creștetul gugiumenilor. Dealutare unde un ignorant în materie de geografie economică ar căuta plin de speranță bolovan de cremene pentru o casă de piatră pe care nu o va ridica nici când, de alutare zic, nu propune vizitatorului de ocazie decât produse de primă necesitate, cum ar fi țuica, țuica și iarăși țuica etalată pe niște măsuțe șchioape la marginea drumului și îmbuteliată, cum o cer vremurile, în peturi de diferite capacități și pe ale căror etichete poți citi, dar aparențele ca întotdeauna înșeală, Fanta, Pepsi, Coca-Cola, Mirinda, izvorul minunilor și nu mai știu ce alte bazaconii. În urma aderării României la Uniunea Europeană, aderare la care oamenii din dalul au subscris cu entuziasm și în cunoștință de cauză, fiind că ca de la unii mai umblați ca ei că la București, la un angrobotezat Europa se găsesc de toate, oferta făcută la margine de drum s-a diversificat considerabil. Lângă bultelcile de țuică, și-au făcut apariția grămezi de nuci, lădițe cu mere de câteva soiuri, coșuri cu pere de iarnă, pe care însă nu veți apuca să le mâncați niciodată, întrucât de la stadiul cules aceste fructe perverse, altfel atrăgătoare ca dimensiuni și colorit, trec pe furiș parcă pentru orășeanul cumpărător la stadiul de putregai cu acte în regulă. Despre nuci nu pot să vă spun prea multe. O dantură șubredă m-a împiedicat să mă apropii de ele. Un amic mai tânăr m-a încredințat totuși că dacă ai un dram de răbdare, dintr-o sută de nuci, poți despărți vreo 10-15 mieșpi perniciți și cam mari. Cine dorește cu tot din adinsul, caută și sfârșește prin a găsi două explicații pentru atitudinea zeflemitoare a gugimenarului Jet Beget față de căldura cu care cei din Valea Păuzii își întâmpină și își omenesc cu Prima dintre ele, pe care personal aș numi o istorică, este legată de încăierările fără număr pe care flăcăii din Valea Păuzii le-au provocat de-a lungul vremii la horă, la bal sau mai încoace către noi la discotecă. Menționez că aceste manifestări culturale de mare succes se țineau de regulă la gujumen. Adaug că păuzenii, oameni foarte iuți și aprici, înainte, dar mai cu deosebire, după consumul unei cantități de prăștină stinsă cu bere, ieșeau mai mereu biruitori din încăierările respective. Sigur că gugiumenii, fiind de când lumea un loc unde autoritatea veghează, scandalagii erau la rândule, snopiți cu profesionalism impecabil și apoi amendați usturător de miliție sau poliție în funcție de regimul politic și social sub care se petreceau aceste întâmplări altfel reprobabile. Dar ca să-l citesc cuvânt cu cuvânt și în original pe profesorul Vidrașcu, onorabilul director al școlii din Gugiumeni, fugit ireparabile tempus. În ultima vreme, de fapt de vreo 20 de ani încoace, pauzenii cu vlagă au luat calea străinătăților în căutarea unei munci mai bine plătite decât pe meleagurile lor natale. Sătucul lor s-a golit așa de azi pe mâine, de s-a trezit taica părintele fără cântăreț în strană, iar la școală, una nouă, făcută cu bani de la Europa, copiii de toate vârstele îi numer pe degetele de la maximum trei mâini. Singurul beneficiar la școală al acestui exod este paznicul, un inginer șomer, de când l-a surprins un binevoitor în patul directorului de la Steaua Electrică din Fieni, în timp ce acela era plecat în interes de serviciu, cum altfel într-o lungă și extenuantă deplasare, tocmai în insula Paștelui, locul unde de zeci de ani băștinașii fabrică cele mai bune becuri din lume, folosite între altele la proiectoarele cu care sunt luminate și puse în valoare statuile enigmatice despre care nu încetează să-și dea cu părerea cei mai învățați dintre istoricii civilizației umane. Ei, Inginerul șomer, al cărui nume ne luăm permisiunea să-l trecem sub tăcere, folosește calculatoarele școlii din Valea Păuzii în interes meschin și personal, așa cum a folosit-o cu ani în urmă pe nevasta directorului de la Steaua Electrică din Fien. Omul nostru s-ar fi lansat, se spune, în comerțul online cu păduri de la platoul Bucegilor și Valea Jepilor, pe care le-a vândut pe bani buni unor chiristigii naivi de prin Ungaria. Data începerii proceselor pentru înșelăciune intentate de aceștia statului român nu a fost încă stabilită pentru că paznicul cu studii politehnice a avut grijă să șteargă bine urmele. În ce privește pe păuzenii care își câștigă existența muncind cu brațele și uneori și cu mintea printre străini, Acestea mai pot fi întâlniți pe meleagurile natale doar de sfintele sărbători. Nu au deloc chef să se mai încaiere cu cei din Gugimeni, pe care dacă îi întâlnesc în drumurile lor, îi salută aproape cu smerenie și chiar îi cinstesc cu o bere, oricum un lichior de vișine, la Brothers, un fel de înfrățire între popoare cu sos mioritic, cârciuma cu pistă de popice pe care o ține un adventist, unul zură, poreclit așa, pentru că nu-l poate spune pe j. Zura acesta o face pe misionarul cu bieții ortodoxi, dedulciți de voie de nevoie, la țuica îndoită cu apă, pe care o vinde la preț de vodcă, și după ce clientul dă peste cap păcătoșinia de poșircă, îl îndeamnă cu glas tunător. Zura, mă, că nu mai bei! Omul jură și mai cere un rând, zură, îi umple iar paharul, pentru că, i-a spus lui un predicator care frecventase pe vremuri adunările alcoolicilor anonim, păcatul cu păcat se scoate, versiunea cosmetizată a faimoasei sintagme cui pe cui, folosită de noi oamenii obișnuiți, față în față cu un nou pahar, după o beție cruntă și de rele aducătoare. Ei, hey, acolo la Brothers, între un țoi și o bilă, Păuzenii și invitațiilor, Gujumenarii jet beget, discută afaceri. Și cu asta ajungem, după un ocol cam lung recunosc, la cea de-a doua explicație a tensiunii latente dintre gujumeni, reședință de comună, și Valea Păuzii, sat aparținător și prin urmare subordonat. Cu banii câștigați din truda lor pe alte meleaguri, Păuzenii cumpără, după un plan bine chipzuit, ai zice, locurile de casă și grădinile celor din Gugiumen ca să se întemeieze ei și urmașii lor chiar aici, în inima așezării. Acolo unde vei vedea o casă cu cel puțin un cat, la roșu sau proaspăt încuită și vopsită, cu termopane la geamuri și la uș, cu garaj și în curte, cu două sau trei răzoare de ceapă și usturoi, acolo să știi trecătorule că-i să lași de păuzeanu gugiumenarii jet beget mai încearcă să facă haz de necaz. Uite, m-au sădit păuze în ograda noastră, dar râsul s-ar spune nu e chiar al lor. La iuțeala cu care evoluează lucrurile, în 10-20 de ani, comuna s-ar putea să se numească și pe bună dreptate Valea Păuzii. În afară de faptul că este profund antipatică, această eventualitate este îndepărtată cu grijă de orice gugiumenar jet-be-jet, jet care, așa cum a mai fost scris aici, afișează față de pauzen o atitudine zeflemitoare, impunându-le o relație de la senior la vasal, relație pe care aceștia se străduiesc, în lipsa documentelor doveditoare și a pecețelor din moș Trămoș, să o răstoarne cu fișicuri de arginți, strânși, numai ei știu cu câtă sudoare, tocmai de pe unde și-a înțărcat necuratul odraslele. Organe de ordine. În ciuda unui nume tăvălit prin glazura diminutivelor, vasilică Boernaș este un zdrahon rumen și zâmbitor, coborât de pe undeva din Bucovina și ajuns aici în gujumenii Dâmboviței în împrejurări învăluite de mister, chiar de omul nostru care nu-i așa, profesia de sticlete obligă, trebuie să știe cât mai multe despre isprăvile semenilor săi și să păstreze cu scumpete la vorbă tot secretul, dacă așa ceva există, despre propria existență. Vasilica Boernaș afișează cu simț de răspundere uniforma de polițai, singurul artificiu adus în fățișării sale exterioare, fiind o falnică mustață, cărea personal îi reproșez totuși faptul că nu e nici cănită și nici răsucită. Ochii lui sunt sfredelitori și evident albaștri, așa cum se pare că o cere din vremuri memoriale nobila meserie pe care o exercită. În ce privește vorba, ea păstrează, în ciuda zecilor de ani care s-au scurs de la părăsirea meleagului natal, un ușor accent lătăreț, dar la urma urmelor mai degrabă simpatic și, în orice caz, inofensiv. Subalternii șefului de post, doi băiețandri și o fătucă, l-au botezat în secret și cu o umbră de teamă cântărețul. Asta îi se trage lui Vasilică Boernaș de la numeroasele chefuri în care se implică entuziast și la care ia parte ca invitat, ori și mai adesea ca garant al ordinii publice. După ce înfulecă și bea zdravăn, Vasilică o chește lăutarii și le cere pe un ton care nu admite replică să-i zică la oreche vreun cântecel care îi sună lui prin cap la momentul acela. Dar, cum dorește să împartă cu toți mesenii clipele acelea sublime de emoție artistică, trubadurul gradat dă drumul la glas și începe să-i dirigeze pe Balaoacheș. Am zis un cântecel, cântărețul știe cu zecile, din toate zonele folclorice ale binecuvântatei noastre patrii, așa că numărul artistic se prelungește cu ceasurile până când Vasilică își îngăduie un moment de pauză să poate da gâtlejului înfierbântat ceea ce acesta reclamă, adică un pahar, două, trei de vin. Dacă se întâmplă însă ca muzicanții să ceară și ei un răgaz, Vasilică, așa spune chiar el, schimbă pe dată registrul. Cere un cuțit sau o furculiță cu care să țină tira și apoi între două cuplete face fie pe țambalul, fie pe acordeonul, după cum este cazul și o cere melodia. Când toată comedia asta i-a sfârșit, Vasilică Boernaș, devenit între timp vedeta incontestabilă a petrecerii, primește cu cea mai mare naturalețe aplauzele care izbucnesc mai de voie, mai de nevoie de la toate mesele și cere cu mare grabă și sete vin mult, bun, rece și cei mai important pe degeaba. Acum, nu că toate aceste ispreve ale omului nostru ar fi făcut în conjurul lumii, dar cât de cât, de la fien până hăt în glod, lângă moroieni, toată lumea știe mai multe sau mai puține despre ele. Așa că subalternii de care vorbeam mai devreme au hotărât să legalizeze situația și numele transparenței care caracterizează brava poliție română i-au dat șefului lor ierarhic porecla de cântărețu. În fine, nu contează, cum ar fi spus Nae Ozene, o mai veche cunoștință de-a noastră. Cum să ceri unor copii abia ieșiți de pe băncile școlii și intrați în colivia uniforme albastre atâta subtilitate. Formule de politețe La Senat, crâșma din buza satului, cu vedere spre podul care încalec ca autoritar apa o râpa ialomitei, la Senat, zic, se adună zi de zi, fie vară, fie iarna, toată floarea cea vestită a gugiumenilor. La intrarea au loc marile despărțiri. Muierile, eventual cu copii în brațe ori de mână, Intră sfioase în magazinul alimentar și cu bruma de bani economisită sau rânduită numai de ele știu cum, încropesc un coș zilnic de unde nu trebuie să lipsească pâinea cât mai multă, cât mai ieftină, cât mai proaspătă, nici cartofi, niște morcovi, un castravete doi până să facă în grădină, ulei, deși e tare scump, dar s-a sfârșit untura de la sfrijitul acela de porc, orezul, și zahărul odată în lună, napolitane și biscuiți pentru oia mici și gata. Bărbații, la rândul lor, după ce și-au găsit loc la una din mesele verzi, plastic made in Greece, aprind o țigară, își pipăi pe furiș buzunarele, chimirile nu au căutare la noi în Gugiumeni, după care trec și ei la asalt. Comenzile sunt exclusiv de trei feluri. Țuică, bere sau pentru cei mai însetați și cu buzunarul gros, și țuică și bere. La Gugiumen, ca pretutindeni în România, țuica nu lipsește de la nicio masă. Fiecare și are grădina lui cu pruni, fiecare și-o îngrijește și-o păzește, toți înjură când se fac puține fructe, toți știu care sunt semnele esențiale când cade podul Putinei cu borhot, aceeași unanimitate există când trebuie să meargă la cazanul comunal, Duzii satului au cam fost tăiați pentru că din lemnul lor se fac butiile cele mai bune, unde țuica se învechește și frumos se colorează. Decât că, spun oamenii, ignorând cu nepăsare regulile Academiei, decât că țuica, dacă nu-i vorbită, parcă zgârie gâtlejul. În consecință gândesc ei și gândesc bine, hai la crâșmă cu grăbire să secăm țuica dintr-o sorbire. Exact așa se întâmplă la stabilimentul zis Senat, ținut cu onor de Afe Vlăsoiu. Patronii își freacă bucuroș mâinile și când cu plata, când pe caiet, onorează suplimentele cu cea mai mare promptitudine. Dacă tot au intrat pe rând, clienții pleacă la fel, muierile mai întâi, zăpăcite de strigătele copiilor. Fiecare se uită la omul ei. În privirile lor, cine știe să citească, ghicește în dintre cele mai tandre. Hai acasă, bețivule! Să nu te mai matolești ca ieri, că dracu al tău! De ce mi-a zis mama și eu n-am ascultat-o că degeaba fac casă cu tine? În ciuda faptului că după o conviețuire mai mult sau mai puțin îndelungată, bărbații, oamenii, cunosc perfect semnificațiile acestor ochiade conjugale, ei, Bărbații, oamenii, le ignoră cu nepăsare, curaj, inconștiență sau cum doriți dumneavoastră să o luați. Rămân impasibil la mese, mai aprind o țigară, dacă nu cumva cer de la comilitoni, eventual comandă un repetir, totul vreme de 5 minute. După care consumatorul gujumenar, subit grijuliu de soarta lumii, care este evident soarta lui personală scoate din rărunchi un... Eee, să mai mergem și noi pe la casele noastre, privindu-te drept în ochi, gugiumenarii sunt cunoscuți pentru îndrăzneala lor, de parcă tu, comeseanul lui, ai fi singurul și doveditul vinovat al aventurii sale bachice. Se ridică sprinten sau greoi în funcție de aportul de alcool din organism și aruncă precum o piatră în baltă în demnul poftă bună mai departe. Apoi pleacă dem cu gândurile lui, suduind bețivii care îi sunt prieteni de o viață și jurând să nu mai calce pe la senat, că acolo se face politică proastă, se mănâncă bani cu toptanul și oricum ultima trică nu era ca prima, pune ăștia ceva în ea. Rămâne poftă bună mai departe și în fond trebuie să te mulțumesc și cu asta, nu-i așa? Bună ziua, ți-am dat, belea mi-am căpătat. Nici măcar o clipă nu mi-a trecut prin minte, la vremea așezării mele definitive în Guciumen, că va veni ziua când voi constata pe pielea mea, dacă mă pot exprima astfel, sâmburile mare și amar de adevăr al acestei zicale populare. Știam din experiențe anterioare că spre deosebire de orașele nepăsătoare și insolente prin care viețuisem sau doar trecusem, la sat toată lumea, fie autohton, fie venetici ca mine, obișnuiește să dea binețe la toată lumea. Cum nu doream nici în ruptul capului să fiu eu excepția de la această regulă, nescrisă, desigur, dar de toți respectată, ne-am spus că pe oriunde mă vor purta pașii, voi fi o primul care să fluture cu zâmbetul pe buze și în suflet, stindardul românesc numit Bună ziua! Nume și renume, adică teleaporecle deslușite ori interpretate de autor în manieră personală. Ciupeală. Fost acar despre care vecinii din primăverii, e bine, există la Gugiumeni un colț de sat astfel numit, vecinii din primăverii spun că tot schimbăm macazul la gară și-a făcut o mândrețe de casă cu acaretul cu tot. Explicația poartă, cred în ea, un sâmbure de răutate sau de invidie. Lui ciupeală nișcă îi pasă și hălăduiește liniștit în agoniseala lui, la care statul a adăugat, dreptul omului după ani de muncă, o pensie frumușică. Uac! Un burlac îndrăgit care își trece zile trăind prin străinătățuri ca orice bun român. La el pretinde moașa satului, primul strigăt la venirea pe lume ar fi fost Oac și așa i-a rămas numele, deși părinții, cu cerni și evlavioși creștin, l-au botezat în Sfânta Biserică zicându-i Bogdan. Limbă. Copil fiind și privind desenele animate la televizor, își concentra atenția scoțând dita mai limba. Dacă stai să-l crezi, făcea acest gest pentru că intuia, încă din frage de pruncie, că Hollywoodul nu este decât o mincinoasă fabrică de vise capitalistă și că nu merită, în consecință, decât dispreț și neîncredere. Zene visează frecvent și povestește cui vrea să plece urechea că propria lui grădină este populată, mai ales în nopțile lungi de iarnă, de omuleți verzi care meșteresc de zor la strania mașinărie care a adus printre noi. Presupunând că nu au întotdeauna uneltele trebuincioase, Nae Zene le-a pus vizitatorilor la dispoziție o trusă de scule cu care, zice el, l-a cadorisit în ziua pensionării direcțiunea fabricii la care lucrează. Cert este că trusa respectivă, pusă la vedere pe o buturugă din grădină, a dispărut în noaptea care a urmat de unde omul nostru a tras concluzia că extraterestrii chiar aveau nevoie de ea. Nu e mai puțin adevărat că rugându-l într-o bună zi pe vecinul său jantă să împrumute o șurubelniță, Nae Ozene a crezut că o recunoaște pe cea din trusa pusă de el la dispoziția omuleților verzi, ceea ce l-a condus la concluzia că jantă, vecinul, e și el o arătare venită dintre stele. Drept care, îl evită cu un bună ziua scurt, ori de câte ori se întâmplă să dea nas în nas cu el, și a mai tăiat și apa pe care acela și-o trăsese de la conducta din curtea lui Nae. Pentru că susține același Nae zene, de ce să plătesc eu ce consumă alții, fie ei și omuleți verzi? 14. Acest mecanic autopensionar, era cu ani în urmă singura referință salvatoare a celor care din Valea Păuzii și până la dealul tare, trecând obligatoriu și peste pod în gujumeni posedau un mijloc de tracțiune auto. Pe vremea aceea, automobilele se numărau pe degete, iar dacă mai rămâneau câteva, degete friește, puteați adăuga și vreo câteva motociclete cu ataș, între care se distingea, pentru culoarea ei verde praz, cea pe care o conducea cu viteză legală, Firică Postolache. Mărturia ne-a fost făcută de șeful de post Ilie Buță, acum pensionar și reconvertit horticultor la Crevedia. Acest firică postolache, pomenit și mai devreme în aceste pagini, era de felul lui electrician. Nu se pricepea însă la motoare cu combustie internă și de câte ori avea vreo problemă cu mașinăria lui pe trei roate, apelam în pofida prețului pe care îl contesta socotindul exagerat la priceperea lui Pașime. Ce-i firică, iar ai necazuri, întreba pe jumătate curios, pe jumătate bucuros, mecanicul auto. Nu știu ce are, tușește mereu când dau să o accelerez, răspundea Postolache, renumit de altfel pentru iuțeala de melc cu care străbătea drumurile județului. Ia dumneavoastră o cheie de 14, striga mecanicul la Ionuț, un băietan blonziu și pirpiriu care ucenicea pe acolo. 14 azi, 14 mâine, și așa i-a rămas și numele. Să mai spunem că azi, omul nostru este un respectabil pensionar care își petrece diminețile la senat, crâșma din buza satului legumește tacticos câte o bere, iar doamna Lili, patroana stabilimentului, se jură că atunci când scoate banii să plătească din buzunar, îi iese înaintea portofelului o okay. cheie. De 14, evident. Bou, personaj de legendă din vremea când bărbații de la Gugiumeni purtau ițari și chimir lat de piele, nu izmene de la botezatul. Au omorât un bou cu care ara lovindu-l cu pumnul fiindcă animalul, plăvanul, nu prea făcea din încăpățânare, ori din prostie ca orice dobitoc, diferența între hăis și cea. Memoria orală a satului nu consemnează dacă la vremea odioasei fapte s-a înregistrat vreun protest din partea numeroaselor organizații non-guvernamentale de protecție a animalelor. Țopăilă, după ce înghițea un deț, două dețuică, adopta, în vederea deplasării către casă, stilul unui săritor de garduri, lucru certificat chiar de profesorul de sport de la școala din sat. Stomac. Adolescent chinuit în permanență de foame. Mănâncă orice și oricând, inclusiv în somn, susține maică-sa, bucătăreasă la pensiunea Hanul din Peri, unde cei mai cu stare din Gugiumeni se duc în toate sâmbetele și duminicile, inclusiv în post, să nuntească, să boteze ori să pomenească. Alifie, centrul înaintaș al echipei locale de fotbal, nu se cunoaște sorgintea poreclei. Cert este că băiatul nu are nimic un suros, nici în aparența fizică, nici în caracter. Căsătorit cu Poliana, au împreună un fiu, Sasha. La senat se fac rămășaguri referitor la apelativul cu care Sasha, când va ajunge să vorbească acuș acuș, îi se va adresa părintelui său. Cei mai mulți înclină spre ipoteza alifie. Este și opinia autorului. Pistolică. La bătrânețe trăgea fără avertisment în vecini, în vrăbi, în câini și pisici, cu un pistol cu apă pe care îl șterpelise dintre jucăriile nepotului. Nu a fost niciodată amendat pentru port ilegal de armă. Bardă, constructor dibaci, pare a mult mai bine mistria decât barda și totuși, consumă fără moderație sucuri, soft drinks, știți despre ce scriu, motivând că atunci când bea țuică, fie și un strop, îl mănâncă al naibii palma și vine să pună mâna pe baltag. Omul nostru are, se poate les ne constata, lecturi din Sadoveanu. Cei care l-au poreclit, nu. Carioca, personaj bizar, cu existența legată de un scuter hodorogit, pe ale cărui părți metalice scrie cu un marker mesaje jignitoare la adresa poliției și altor autorități locale sau considerate de el ca atare, groparul șef sau încă șoferul primăriei. Pilotul, căruțaș de felul lui, de fiecare dată când se oprește la una din cele patru crâșme din sat, anunță cu voce cam gâjită, ce pare a ieși dintr-un vechi difuzor, că vine la aterizare, adăugând ca ostenit de atâtea ore de zbor. Conform unei opinii cu oarecare răspândire printre consătenii săi, pilotul ar avea însă mai multe, mult mai multe aterizări decât ore de zbor. Și-a vândut recent calul pe motiv că animalul refuza să împartă cu el ultima țuică înainte de decolare. Sebo, scris corect, Sebo în franceză în original, după trei ani de muncă în Belgia, aceasta este zestrea lingvistică cu care a revenit la Gujumen printre a lui, acest tată de familie mustăcios și sărac lipit pământului. Tânărul, în ciuda vârstei, bate binișor spre 50 de ani, părul bălan și silueta bine conservată îi dau un aer de june. Aer contestat doar de rivalii săi, umiliți în diverse competiții amoroase, competiții despre care el, tânărul, se jură că nu fură. Găinarul, unul dintre cei patru veterinari la care obștea face apel în caz de epizootie, ferească Dumnezeu, ori în preajma Crăciunului pentru jugănitul porcilor și certificarea lor ca neatinși de trichineloză. Contrar, poreclei nu este familiarizat cu viața și obiceiurile galinaceelor, preferă să le abordeze doar la cea un, cu mămăligă vârtoază și mușdeia aprig, găinarul fiind o persoană cu gusturi simple și sănătoase. Bilă, personaj banal, ființă cum se cade și discretă, renumit și supranumit astfel pentru forma perfect sferică a capului pe care îl purta pe umeri. Când s-a prăpădit de un beteșug numai de el știut, a ploat cu flori peste coșciugul lui Modest. Pe bilă, e cazul să o spunem fără cea mai mică ironie, gestul acesta l-a lăsat rece. Colivaru, dască la biserica satului, pretinde că are o repulsie puternică pentru preparatul comemorativ care i-a adus notorietatea și că ar fi silit de taica popa să-l înfulece pe la praznice și să-și umple sacoșele cu el, ca să nu se supere rudele răposatului. Pendulă. Un tinerel înalt și bine clădit s-a asurat recent cu o zgâmbă de fată dintr-un sat vecin. Pendulă i-a zis chiar tătânele său într-un moment de euforie bahică. Nu mai ține minte de ce. S-ar putea ca obiceiul fiului de a se da în vorbă odată la exact un sfert de ceas să-i fi adus prestigioasa poreclă. Mangiare. Renumit pentru pofta și plăcerea evidentă cu care se ospătează în diferite ocazii. I-a furnizat, contra cost autorului, bolțarii roșii, care, în mod paradoxal, nu i-au mâncat toți banii. Autorul a folosit bolțarii roșii pentru ridicarea unui gard, de care, de altfel, este foarte mândru. Guanță! Un casanova local îi se spune guanță, dar nimeni nu știe de ce și ce naiba vrea să zică asta. O variantă încă în circulație pune responsabilitatea poreclei pe umerii mamei personajului. Când umbla după el să-l aducă acasă de pe unde se juca el, femeia ce că întreba în dreapta și în stânga, nu l-ați văzut pe gonțica al meu? Am chestionat-o personal în legătură cu acest zvon. Vizibil jenată, doamna în cauză a ridicat din numeri și a schimbat vorba. N-am insistat. Coșbuc, lucrător cu sapa, coasa și cu orice altă unealtă aflătoare în bătătura unui gospodar. Când era prin clasa a cincea ora șasea, nu mai ține bine minte nici el, a primit ca premiu de la profesoara de română fie iertată un volumaj de poezii al Bardului Năsăudan. Volumul, apărut la biblioteca școlarului, este singura carte din casa lui Coșbuc. Ba să nu mint, mai este și o biblie. Aceea se vede că a fost măcar răsfoită. Bau, vestit descoperitor de izvoare pentru fântânile pe care pe vremuri consătenii lui le săpau prin curți. Ca pretutindeni pe cuprinsul românesc, mamele din Gugiumeni își speriau odrasele când apărea el, om deloc chipeș cei drept, spunându-le, uite vine Bau Bau și te ia și te bagă în puț. A rămas doar Bau, fiindcă la noi la Gugiumeni se preferă prescurtările. Vasiliu Bolnavu a fost odată ca niciodată un om tare sărac, nici apă nu avea după ce să bea. Într-o zi, pe când își arat peticul de pământ ajutat de un megieș, fierul plugului s-a împiedicat în ceva tare. Pricepând pe dată că s-ar pricopsi dacă acolo sub pământ ar zăcea o comoară, Vasiliu s-a trântit pe jos, s-a prefăcut că este rău, și l-a trimis pe tovarășul lui de trudă să cheme felcerul. Cât a acela, a mascat bine locul. Peste câteva zile a revenit și s-a întors în sat, milionar în cocoșei de aur. Milionar, dar bolnav. Z. Un strămoș pe care amicul limbă și îl revendică, evocându-l plin de nesmintită mândrie ca și ale junimii, originile acestei porecle se pierd în noaptea timpurilor. Le lăsăm acolo și închidem acest capitol, pătrunși de un profund respect pentru tradițiile multimilenare ale bravului și șturlu batecului popor român. Obiceiuri de nutriție Gospodinele din Gugiumena au șanse relativ mici să intre cu invențiile lor gastronomice, în cine știe ce carte de bucate. Bine, dar chiar nimic veți întreba dumneavoastră la ceasul când stomacul vă va face semn cu câteva chiorăituri. Am întreprins unele cercetări discrete și grație bunăvoinței a două prietene, doamnele Taviana Agrieroiu și Lili Vlăsoiu, sunt din fericire, în măsură să pun la dispoziția doritorilor curioși două rețete din patrimoniul local. E vorba de dovleacul cu lapte și de cocoroadă. Pentru prima, ca să nu lungim prea mult povestea, pentru prima aveți nevoie de un dovleac, două, trei cepe, o lingură de mălai, niște ulei, sare, un litru de lapte acru și o legătură de mărar. Curățați dovleacul, scoateți semințele, tăiați-l cu bulețe, fierbeți-le în apă sărată până se moaie și puneți să aștepte în stand băi, cum ar spune un amic al meu, care și-a găsit să facă zbânțuiel de vorbe cu inscripțiile de pe claviatura unui calculator de Dar să mergem mai departe, că uite, mâncarea nu-i gata și plâng copiii de foame. Într-o oală care va conține gustoasa fiertură, puneți niscaiva scaiva unde len, căliți cepele tocate până se îngălbenesc de invidie, știu ele pe cine? Risipiți deasupra lingura de mălai, sărați și amestecați, să nu se facă vreun cocoloș râd de lumea de dumneavoastră. Adăugați cu de dovleac, mai dați cu lingura prinoală, stingeți cu laptea acru, lăsați să dea câteva clocote, apoi bagjocoris totul cu mărarul spălat și tocat. Acoperiți câteva minute, stingeți focul, apoi cu polonicul umpleți străchinile și o spătați-vă. Oricât v-ar fi de foame, nu le orpăiți. Că nu se aude câine lătrând și mai intră cine știe în cine în curte, găsindu-vă, pentru că între timp ați goli blidul cu dinaintea goală și ștergându-vă la gură cu marginea feței de masă abia spălată, călcată și apretată. Iată ne ajung și la cocoroadă, pentru că, între timp, femeia biată de ea a scos-o cu tavă cu tot din cuptor, a răcorit-o și a împărțit-o în porții bine chipzuite. Ne autoservim, conform binecuvântatului altădată principiu comunist, de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi. Și în ce se împiedică furculița noastră? Într-un amestec omogenizat de zahăr, un pahar, ouă, trei la număr, praf de copt, un pliculeț, un de lemn cam 10 linguri, brânză jumătate de kil sfărâmată, mălai după ochi, foi verzi de ceapă, salată proaspătă, mărar tocat mărunt, lapte acru, un litru. Mai dibui în compoziție și un praf de sare, precum și niscaiva miroase, condimente amestecate, dar nu neapărat obligatoriu. Cocorada asta e o hrană de primăvară și respectoase cum sunt față de succesiunea anotimpurilor, femeile din Gugiumen o fac la vremea aceea cam la două zile odată. Ar mai trebui adăugată la această listă de bucate și zacusca de ghebe, dar aveți ghinion. Anul acesta n-a prea plouat și respectivii bureți nu s-au făcut. Așa că strângătorii lor consacrați, Fabian cel Sur din Gugiumen și țiganii din Glod, Mahalaua Moroenilor, au rămas ca și noi de altfel, bătând din buze apagubă. Viața culturală Mulți ar bucura domnul Andrei Pleșu și foarte și-ar arcui sprâncenele a plăcută și mare surpriză dacă ar afla cum că la noi, la Gujumen se citește în draci dilema veche. Inițiativa punerii prestigiosului hebdomadar la îndemâna consătenilor săi aparține doamnei Lili Vlăsoiu. Astfel, într-o bună zi, pe terasa numită Senat, apăruse un rastel pentru ziare și reviste, o alcătuire relativ minimalistă, din fir de oțel de fi 0,5 cm, fir vopsit în roșu, galben și, cum s-ar putea altfel, în albastru. Pe rastel erau aranjate vreo 10 reviste și gazete, din acelea cu fotografii de ochiate, două sau trei cărți pe care le primeai dacă îți manifestai dorința să cumperi un anumit ziar, dar și două exemplare ale săptămânalului pomenit la începutul acestor rânduri. Pândind atentă din spatele tășghelei, reacția celor veniți la ora aceea la prăvălie, priveau rastelul încurcați, fără a îndrăzni, cum făceau cu pâinea, ori cu legume, fructele, să atingă marfa asta nouă, cam neobișnuită, Doamna Lilia a tușit ușor să dea semn că dorește să spună ceva, după care li s-a adresat. M-am gândit că, în afară de țoiul de spiritoasă, aveți nevoie și de un pic de hrană spirituală. Luați și citiți. Prima săptămână e gratuit, dar aveți totuși grijă să nu le udați ori să le ardeți cu țigara. După aceea, cine dorește, plătește. Dacă vreți, vă puteți și abona. Să te abonezi? Ha, își spunea în sinea lui bucureșteanul acela deșirat și cam adus de spate, care își ridicase casă de bârne pe ulița principală, vis-a-vis -vis de nucul lui Firică Postolache, unde se adunau ciorile ciopor cât era toamna de lungă. Cu vreo doi ani în urmă, când se hotărâse să se stabilească definitiv la Gugiumeni, omul nostru, bucureșteanul, își spusese că între puținele legături pe care avea să le păstreze cu civilizația citadină, prioritară avea să fie lectura câtorva gazete cu care fusese el obișnuit. La oficiul poștal din sat, unde a purces pentru a-și face abonamente, diriginta maică nu i-a râs în nas. Primăria, i-a explicat ea, este abonată la oficiosul coaliției de guvernământ alte asemenea contracte noi n-am mai făcut și nici nu facem. Mergeți dumneavoastră la fieni în ziua când știți că apar foile astea și cumpărați-le singur. Următorul, vă rog, strigă ea ca să arate ciudatului petent că nu avea vreme de bazaconile cu care venise să o deranjeze. Din nefericire pentru doamna dirigintă nu exista un următor. La ceasul acela, în încăperea de la stradă, relații cu publicul a oficiului poștal gujumen, se aflau față în față doar două personaje, ea și bucureșteanul dornic de naturalizare, dar cu ameliorări. Așa că, până la urmă, după niște telefoane mimate și consultarea intenționată îndelungă a catalogului tipăriturilor din presă, funcționarea publică i-a făcut hatărul clientului. Este inutil să o spunem, dar o spunem că atunci când îi aducea reviste la casă, poșterița, adică diriginta de oficiu Reloaded, nu îi le punea niciodată în cutia pe care omul și-o agățase de poartă, ci le înfigea precar între ostrețele gardului, rugându-se când pleca mai departe să dea Dumnezeu să cadă pe jos, să se murdărească, ori și mai bine să se ude câinele pe ele, să-i pută în nas dacă are chef de lectură cu pretenții. Rezbelul acesta de independență pentru poștăriță și de atârnare de viața satului pentru bucureștean a durat un an până la intervenția doamnei Lili Vlăsoiu pe care am consemnat-o în deschiderea acestor rânduri o intervenție benefică, de vreme ce patroana stabilimentului a putut constata cu vădită satisfacție că la un moment dat retururile de presă scrisă scădeau în mod sensibil și că până și dilema veche, impusă oarecum de furnizorii de la Fieni, se vindea ca pâinea caldă. Cele două exemplare care soseau săptămânal erau disputate de distinsul profesor Vidrașcu și de bucureștean, E adevărat că la un moment dat intervenise în această încleștare intelectuală și profesoara de matematică, dar renunțase, nu din pricina prețului relativ piperat al publicației, ci pentru că rubrica cu ochii în 3 și 14 nu corespundea pe deplin așteptărilor dumisale, ea ne propunând neapărat o alternativă la paginile altfel tot atât de savante din gazeta matematică. Îndeletniciri, tendință ocupaționale actuale. Dacă ar avea curiozitatea să arunce o privire în dărăt, cale de un veac, nu mai mult, călătorul de azi, prin locurile acestea, ar cuprinde cu privirea de-a dreapta și de-a stânga ialomiței, tot trei sate cu cuiete, gugiumeni, valea păuzii și de angajate cu hotărâre pe drumul devenirilor ar lipsi desigur, din peisaj hidoasele alcătuiri care își zic antene de telefonie mobilă, casele ar fi mai rare și parcă mai pipernicite, podul peste gârl ar fi de lemn, dar tot la fel de amărât, ca și acesta din zilele noastre, pe drum n-ar vedea țipenie de mașină, ci doar care cu boi din acela care au adus celebritatea domnului Nicolae Grigorescu. În schimb, la apus de soare, Aerul ar fi tăiat cu brutalitate de sunetul tălângilor și de mugetul vitelor, întoarse către mulsul de seară de vreo trei văcar tinerei și dispuși cu șeptelul doar la ocări și pocnete nervoase de bici. Dacă ar fi cumva și primăvară, totul ar fi pătruns de fumul livezilor, date la curățat de proprietarii lor, mereu cu gândul la prunele din care va ieși legal sau ilegal țuica, ori la merele și perele care vor fi schimbate la vale către bărăgan în duble de porumb pentru mămăliga familiei. Cu spiritul de pătrundere care îl caracterizează, călătorul de azar înțelege cu oamenii locului să ocupau la vremea aceea revolută de creșterea vitelor și de exploatarea livezilor. În subsidiar, și plecând de la aceste două ocupații principale, mai existau și alte îndeletniciri: văcar, cum am scris deja, oier, orcăprar, cu rezultate notabile la telemea, cașcavea, un fel de brânză fumată, lapte, precum și caș proaspăt de capră. Se adaugă cu necesitatea acestei liste povarnagii, foarte curtați toamna târziu, dar și primăvara, înainte de Paști, precum și cărăbușii care jucau cu egală competență și îndemânare și rolul de hoț de lemne, rar dibuiți și ferecați de jandarmii locului. Pentru celelalte nevoi ale omului, S-a găsit totdeauna pe aici, pe la noi, un fierar potcovar, un învățător cu școala normală făcută la Târgoviște, o moașă care să ajute la creșterea demografică, un cizmar priceput însă cam scump, un croitor așișderea, un tâmplar doi cu pretenții artistice uneori motivate, un puțar scormonitor despre care se putea spune pe bună dreptate că scotea apă și din piatră seacă, patru-cinci leneși, destui bețivi, câțiva prisăcari, un pluton două de viitori eroi în primul și în al doilea război mondial, fete jocorite și neconsolate, popă, gropar, clopotar, țârcovnic, cei trei din urmă doar voluntari, vădane ospitaliere și risipitoare de nuri, un morar care avea să facă avere devenind dita mai cheaburul și răsplătit mai târziu cum se cuvine de mânia poporului, dar și destui sărăcani, viitor secretar de partid și activiști ai Republicii Populare, care avea să fie instaurată și la Gujumen, la 30 decembrie 1947. Gugiumenarii au acceptat noile orânduieli cu un entuziasm mai degrabă moderat și în ciuda faptului că au intrat în întovărășirile agricole care răsăreau peste tot ca iarba aceea rea, de nu mănâncă vitele nici în ruptul capului, preferau să-și tempereze elanurile colectiviste și să se rezerve pentru viitor. Sănătate publică, speranță de viață Să vă spună cei mai bătrâni de pe aici. Până acum vreo 50 de ani, gugiumenarii își dădeau beteșugurile, oricare ar fi fost ele, pe mâinile puitoarelor de ventuze. Adică niște femei, bineșor trecute de vârsta a doua, și ale căror singure arme în fața bolii erau niște păhărele ca acelea de țuică, o sticlă cu spit medicinal, un șomoioc de cârpă, o cutie de chibrituri și un căpăcel două de unde lemn furnizat de familia bolnavului. Acesta, așezat în vârful patului în camera cea bună, unde fusese în mod excepțional aprins focul, începea prin a-i mărturisi vindecătoarei toate durerile lui ascunse. După această spovedanie liber consimțită pentru pacient, urma supliciul frecției. Fiecare centimetru de mușchi era cercetat și apoi scormonit cu degetele. Cel din pat gemea, puitoarea de ventuze gâfâia, încât dacă te aflai într-o încăpere alăturată și nu erai la curent cu vizita bătrânei doamne, puteai crede orice. După ce îi sprăvea cu frecția, doftoroaia lăsa spinarea omului la dospit sub vreo pătură mai groasă și se apuca să pregătească ventuzele. Una câte una. Turna o picătură de spirit în păhărel, îl scutura puțin să se ude tot interiorul, aprindea un chibri cu el, șomoiogul, și cu mare iuțeală îl băga în păhărel. Izbucnea o flacără albăstruie și până să se stingă, ventuza era aplicată cu mare dexteritate pe spinarea pacientului. Aceeași operațiune se repeta de 10-12 ori, depinde de cât era la de lat în spate. Ventuzele rămâneau pe cocoașa omului, pres de vreun sfert de ceas, după care erau scoase, clătite frumos cu apă și rânduite în cutia de carton în care fusese raduse pe spinare lăsaseră în urma lor niște jumătăți de măr negre care dureau când le atingeai. Pe acolo ieșise, vezi dumneata, răul. Adevărul e, mai cu seamă în caz de răceală, tratamentul se dovedea foarte eficient, iar puitoarele de ventuze erau la mare căutare. Cât despre plata vizitei la domiciliu, ea se făcea de obicei în natură, câteva ouă, o bucată de slănină sau de caltaboș, o mână de prune uscate, o căpățână de varză murată, iarna, o râncă, două, trei pere, o legătură, două de pătrunjel, o oală cu lapte prins, vreo coadă de pește, vara. După vorbă, după port Lista de cuvente de îmbătrân pe care am alcătuit-o, numai eu știu cu ce eforturi, frecventându-i cu interes dar și cu nedezmincit respect pe consătănii mei, se încheie cu ceea ce aș numi, fără falsă modestie, perla coroanei. Nu sfătuiesc nici pe dușmanii mei cei mai îndrăgiți, vreau să sper că n-am prea mulți, să trateze un gujumenar, adolescent, dar cu atât mai grav, adult, de hurlu-burlu. Copilandrul, care îi dai din când în când câte o ciocolată sau o gumă de mestecat, are să-ți răspundă cu expresii injurioase, zgâriate cu un cui pe gardul casei tale sau blocând în cuietoarea abia schimbată a porții cu bețe de chibit, așa ca să fie nevoie să cumpere alta. În ce privește reacția adultului, ea poate merge de la întoarcerea capului în altă parte când să-i dai bună ziua pe uliță, Până la o reclamație anonimă, dar indignată, depusă la poliție, și conform căreia cetățeanul X, în afara faptului că nu curăță șanțul din dreapta casei sale, lăsând să crească bălării unde se pot ascunde șerpi și alte vietăți periculoase pentru trecători și, în special, pentru copiii noștri. Cetățeanul X mai are și un câine care l-latră, la orele cele mai nepotrivite, deranjând somnul vecinilor, oamenii ai muncii care își câștigă pâinea cinstit cu sudoarea frunților. Dar ce dandanau Danau asta de hurlu burlu, veți întreba intrigat. Așa am fost și eu, cel puțin când am auzit de el prima dată. În mintea mea de filolog ratat, eșuat lamentabil în gazetărie, vedem o filiație directă între franțuzescul urlu berlu și gujumenarul Hurlu Burlu. În fond, îmi spuneam, între două țări latine și pe deasupra surori, astfel de transferuri sunt cât se poate de firești. I-am împărtășit teoria mea profesoarei de franceză de la gimnaziul Sătesc. Mi-a răspuns cu o ușoară iritare în voci că nu o preocupa problema. În realitate, am conchis eu și cred că nu m-am înșelat, faptul că domnișorica asta înțepată nu-i de la noi din Gugiumeni, ci tocmai de la râul alb, nu-i permite să guste, așa cum se cuvine, din fagurile de miere al graiului local. Iar în graiul acesta, hurlu burlu înseamnă în același timp mahmur, chiaun, aiurit, dar și, atenție, fără Dumnezeu. "Ei, satană, cum ar exclama făcându-și Sfânta Cruce Părintele Gavrilă Potiraș. Încheiere sau spovedanie autorului În mod paradoxal, scrierea acestei cărțuli mi-a luat exact trei ani, între 1 ianuarie 2009, când am crezut că am găsit un titlu pe care îl căutam de mai multă vreme, și 1 ianuarie 2012, când eram în măsură, dragă cititorule, oricare ai fi tu și oricâtă dezamăgire ți-a provocat lectura, să-ți declar cât se poate de sincer și ca semn că te iubesc, colosus mă iscălesc. Nu-mi trece de fel prin cap să dau vina pentru întârziere pe caracterul complex al subiectului pe care mi-am propus să-l dezvolt. În fond, am scris o falsă monografie, așa cum recunosc, chiar în pagina de titlu. O monografie, în adevăratul înțeles al cuvântului, ar fi reclamat minuție și perseverență, ceea ce mie se vede, îmi lipsește. Și atunci, cum se justifică aceste 36 de luni de tolăneală nepăsătoare, de femeie mâine, ce ți elene să faci azi? Odată eram aproape de majorat, tata mi-a explicat, fără nicio motivație aparentă, ce vrea să zică aceea abulie. A insistat, dar o făcea cu o subtilitate care îmi depășea puterea de înțelegere, și m-a depășit-o până azi, când, în sfârșit, pot să declar, pe propria răspundere, că da, sunt un abulic. Un autor care se respectă și dorește să câștige stima celor, de la editor la cititor, de care are nevoie, ca de aer pentru a trăi. Trebuie să aibă un plan de lucru când scrie o carte. Să știe în fiecare moment ce urmează să imagineze. Să se pună la masa de scris și să ia creionul în mână fără a căuta scuze pentru a evita acest moment, fără să inventeze pentru a câta oară povestea cu angoasa pe care o provoacă lui și numai lui coala albă de hârtie. Nimic din toate acestea, în afară de scuze și de lene, nu intră în structura mea comportamentală. Am dorit cu bună știință să ascund aceste vicii de caracter și, bineînțeles, am găsit metoda. De îndată ce încheiam sau credeam că am încheiat un capitol, convocam la lectură colectivă pe Limbă Ianis și Nae Ozene, membrii titulari ai Cenacului pe care îmi închipuiam că îl strânsesem în jurul meu. Le cerusem în fără ipocrizie vă jur, exigență maximă și trebuie să o recunosc, nu m-au menajat, ba chiar mi-au făcut sugestii de care am ținut cont. Această acțiune cu popor pentru popor prezenta pentru mine avantajul la care visasem. Puteam în orice moment Aruncând o vorbă provocatoare, dar pe care cenacliștii o socoteau de bună credință, să revin la o lectură a capitolului aflat în analiză de o lună, două sau chiar mai mult și să le solicit o nouă privire critică. Dacă ea nu apărea rapid, le puneam lor în cârcă responsabilitatea pentru întârzierea scrierii capitolului următor, iar eu, având conștiința împăcată, puteam continua să abulizez. Și uite, așa mi-am uzurpat propria existență literară cu trei ani. Dacă ar fi numai asta, siliz de mine să-și bage nasul prin râțoagele mele, noi critici au înțeles să-și facă treaba cu seriozitate și cu memorie. I-am surprins deseori pe limbă, pe Ianis și pe Naeozene, dezbătând cu aprindere cele citisem eu din manuscris. Adevărat că la apariția mea se opreau oarecum încurcați, dar asta nu înseamnă că nu reluau subiectul în alte ocazii când se întâmpla să nu fim împreună. A venit și vremea să aștem pe hârtie ultimul capitol al acestei false monografii. Spre surprinderea mea a mers destul de repede cu curigel grozave și cam stridente, dacă stau să judec cu obiectivitate, au celebrat această ispravă, urmată de convocarea unei ședințe excepționale a cenacului, care să dea undă verde căutării unui editor. Naiozene pretindea că are el unul în familie, un unchi de-al lui după tată, dar s-a dovedit, la o analiză mai atentă, că bietul om nu era decât zețar la pensie, orb pe deasupra, fiindcă, zice el, plumbul nimic nu iartă, de la bătaia inimii până la lumina ochilor. Oricum, cei trei magnifici au fost punctual ca niciodată la întrunirea cenacului. De ce subliniez asta? Pentru că așa ceva la noi, la Gugiumen, nu există. Dacă le spuneam, ori le-am spus o enumărate rânduri, că punctualitatea este politețea regilor, limbă Iani și Naeozene îmi replicau aproape în cor că ei sunt republicani, nu monarhiști. Mai adăugau că omul din popor, categorie care erau ferm convinși că îi aparțin, simte timpul doar uitându-se la soare, fără să aibă nevoie de dita mai mașinării și aurite și scumpe. Aluzia aceasta străvezie la bătrânul meu ceas doxa, moștenire de la tata, m-a umplut de amărăciune. Dar după ce am strâns o clipă din lucrările mele stomatologice, așa se cheamă dinții de aproape 70 de ani, ne am regăsit zâmbetul de gazdă ospitalieră și de autor în căutare de celebritate locală, propunându-le să purcedem la lectură. N-a fost să fie așa. Dregându-și glasul, după ce și-a prinses o țigară din acela pe care le ținea la elasticul șosetei, Nae Ozenem mi s-a adresat cu o blândețe măiestru jucată, paravan pentru proverbiala afermitate care îl impusese oriunde și ori de câte ori se ceruse opinia. Domnul, a început el prelungind terminația altfel nearticulată a formulei de adresare în scopul mișelesc de a nu pronunța nici numele, nici prenumele. Domnul, noi ți-am întins mâini sincere de prieten, chiar din ziulica în care ai hotărât că vrei să viețuiești la noi la Gugiumeni până la, mă rog, înțelegi dumneata. Îmi amintesc, de altfel, a continuat el, că ți-am oferit personal o bere pe terasă la Senat, în ziua în care ai venit să ne dai vestea asta. Și ți-am comandat-o pe a doua, limba a o când am văzut ce iute ai dat-o pe gât pe prima, pretextând că te arde de la o febră imaginară. Spunând acestea, și vrând parcă să-l întărească într-un fel anume, să zeneră răspundea cu nepăsare pe covorul la care țineam atât de mult scrumul de la țigara adinaura aprinsă. Ne-ai comunicat ce ai de gând să faci, sau să scrii, mă rog, și ai pretins că ne faci părtași la efortul dumitale. De bună credință, noi, noi te-am urmat și după priceperea noastră ți-am dat păreri și sfaturi ca totul să iasă ca la carte. Ei n-a ieșit, și nu ne poți în niciun caz păcăli, susținând că ultimul capitol pe care ai fi dorit să l citești acum ar putea în vreun fel să dreagă ceea ce dumneata cu rea intenție ai stricat. Nu vă putem convinge să luați cartea de la capăt, i-a luat limbă vorba din gură lui Naiozene. În primul rând pentru că nu credem că ați avea forța și talentul necesar pentru o asemenea întreprindere. Apoi, tot în primul rând, pentru că nu suntem adepții cenzurii. Noi de când ne știm, suntem partizanii liberei exprimări. Aici limbă se referă probabil la sudalmele care, din preună cu colbul, aleargă slobo de pe ulițile din Gugiumen. Ceea ce vă sugerăm noi este să nu cumva să scoateți de la tipar drăcia asta cât mai stați pe aici. Vă ar întoarce oamenii spatele și cine știe ce rău voitor ar putea să vă pună foc. Este un fel de ultimatum, mă gândeam în sinea mea, și dovada că aveam dreptate țâșnii triumfătoare susținută de vorbele limpezi ale lui Ianis. Domnule, acesta măcar articula formulat de adresare, domnule, ca să nu zici că nu ținem la dumneata, noi am căutat și am găsit soluția. Îți cumpărăm casa la preț bun, te ajutăm la bagaje și la ce mai e pe acolo, îți asigurăm și transportul. Transportul, ce, transportul unde am băiguit eu scandalizat. Asta e expulzare în bună regulă, am continuat, în aparte, ca în tragediile clasice. Expulzare pe dracu, mi-a ghicit Naiozene gândul. Reprezenta categoric aripadura dura trioului de gugiumenari improvizați critici literari. A urmat iarăși Ianis. Nu încheia să ce avea de spus. Transportul, adică vezi dumneata că ratul calabalâcului la noua adresă. Unde anume? În vecin, peste deal, la câțiva kilometri de aici, satul e tot un acuan nostru, doar că nu e locuit. Oamenii s-au mutat la noi sau prin alte părți. Poți să-ți alegi ce casă vrei. Chiar mai mare ca asta, pe care am făcut prostia să te lăsăm să o ridici aici la noi. Și cartea, cartea mea, Venim la lansare, au răspuns într-un glas limbă Ianis și Naiozene. Unde gândiți să o facem? La noua adresă. Păi ziceți că nu e lume pe acolo. Sunt câini, hai te întregi, părăsiți de stăpâni. Ce contează, domnul? Câinii latră monografia trece, așa limbă. Și ca să întărească zeflemeaua, cei trei s-au ridicat ca unul în picioare și m-au cadorisit în semn de prietenie cu faimosul lor trăiți dumneavoastră. Gujumen, ianuarie 2009, ianuarie 2012.